atât de mulți și cu atâta bucurie. Și pentru că în sufletul nostru este acum ca o primăvară și folosește cuvântul Părintelui Irineu. Așa că înainte de a face rugăciunea, vă spun tuturor, Hristos a înviat. În fiecare clipă Hristos moare pentru păcatele noastre, vă urcăm pe cruce și mai apoi în viață pentru fiecare dintre noi. Așa că nu greșim când noi le salutăm cu Hristos a înviat și răspundem adevărat a înviat. Două lucruri vreau să vă spun astăzi ca o concluzie la evenimentul ăsta a Cuvântului Părintelui. Sunt unii dintre noi, eu am ținut minte și ține și dumneavoastră, puneți la suflet lucrul acesta. Sunt unii dintre noi care avem două, trei telefoane avem buzunar acum, dacă vă caut, două, trei telefoane avem. N-avem Sfânta Scriptură acasă. Avem două, trei mașini. Nu avem dumnezeiască, nu avem Sfânta Scriptură acasă. Avem două, trei case. Și nu avem Sfânta Scriptură acasă. Auzați cuvânt greu și adevărat rostit de Părintele. Uitați-vă, ne-au copleșit și le lumești înaintea celor dumnezeiești. Ținem de multe ori două zile Scripturile avem la Bangar, un an de zile nu le vindem, un an de zile nu se vând cărțile acestea. Dar avem două, trei telefoane. Așa este cuvântul cu Părintelui de astăzi. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi, mulțumim și Părintelui și să știți că, mai ales cei care ați mai fost la noi în biserică, de anul trecut, de când a fost Părintele și până astăzi, cred că ați văzut ceva schimbă și țin să vă mulțumesc dumneavoastră și Părintelui, care atunci a apelat la dumneavoastră și unii dintre dumneavoastră ne-a sprijinit și vă mulțumim foarte mult că putem să schimbăm nu pentru noi. Noi suntem trecători, le lăsăm aici pentru generațiile care vin și pentru creștinii care se vor mântui cu ceea ce puținul nostru pe care noi îl facem. Să avem o seară binecuvântată, facem rugăciunea. Și dacă astăzi am avut cuvânt despre Maica Domnului și ocrotirea Maicii Domnului, cu ce putem să închiem decât cu apărătoare Doamne.